Haideți să continuăm partea a doua a tutorialului, să facem frunzulițele care vor decora întreaga lucrare. Mai întâi voi face frunzulițe mai mari cu care apoi veți vedea ceea ce vom realiza. Deci vom lua croșetul cu numărul 3 și jumătate, voi face primul ochi de lanț, eu îl fac întotdeauna în acest mod, nu stau să-l fac pe deget. Din acest moment voi începe să lucrez un număr de 16 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nu le-am lucrat prea strânse pentru a reuși să lucrez frunza. Acum, în al doilea ochi de lanț, primul, al doilea, voi face un picioruș alunecat. În următorul voi face un picioruș scurt. Voi lua odată firul pe croșet și voi face în următorul ochi de lanț o jumătate de picioruș dublu. Firul pe croșet, în următorul ochi de lanț, din nou o jumătate de ochi dublu. Firul pe croșet și voi face în următorul ochi de lanț cea de-a treia jumătate de picioruș dublu. După care voi face o serie de 6 piciorușe duble. Deci vor fi 6. 1, 2, 3, 4, 5, și cel de-al 6-lea. Acum voi repeta din nou cele 3 jumătăți de picioruș dublu. Deci 1, 2, 3, cel de-al 3-lea. Un picioruș scurt iar aici în ultimul care în mod normal este primul vom face un picioruș alunecat un ochi de lanț. Și în interiorul aceluiași picioruș voi face din nou un picioruș alunecat. După care ne vom întoarce pe partea cealaltă a frunzei. În același timp vom ascunde și acest capăt de fir. Și voi face un picioruș scurt.
apoi repeta din nou cele trei jumătăți de picioruș, dublu, deci trei jumătăți de picioruș dublu, 1, 2, cel de-al treilea, șase piciorușe duble, aici putem abandona firul de desubt. Cinci, cel de-al șaselea. Vor urma trei jumătăți de picioruș dublu. Cel de-al treilea, un picioruș scurt, un picioruș alunecat. Și acum am ajuns de am lucrat acel ochi de lanț. În ochiul de lanț noi vom face un picioruș scurt, un ochi de lanț și un nou picioruș scurt în interiorul aceluiași ochi. Acum voi continua cu un picioruș alunecat. Voi intra în următorul picioruș și voi lucra un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și în corespondența aceluia și ochi voi face cel de-al doilea picioruș scurt. În următorul, un picioruș alunecat. În următorul, un picioruș scurt. Deci vom repeta. Două ochiuri de lanț. Din nou, un picioruș scurt în interiorul aceluiași ochi de lanț. Voi continua cu un picioruș alunecat. Și vom repeta. Apoi un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, un picioruș scurt în interiorul aceluiași picioruș, un picioruș alunecat, să reușesc să intru în locul corect. Voi continua din nou cu aceeași secvență, picioruș scurt, două ochiuri de lanț și un nou picioruș scurt în același picioruș din rândul anterior. Nu este greu de făcut și apoi vedeți efectul, este foarte frumos. Piciorul alunecat,
piciorul scurt. Deci în felul acesta vom îmbrăca de jur împrejur frunza, repetând aceleași secvențe, cum le numesc eu. Două ochiuri de lanț, un nou picioruș scurt. Eu am văzut această versiune a frunzelor, dar realizată mult mai mic. De aceea m-am gândit, trebuie să existe o modalitate să le fac și un pic mai mari. Să putem da un aspect cât mai frumos lucrării noastre. Un picioruș alunecat. Și am ajuns din nou aici în vârf, unde am făcut în plus acel ochi de lanț. Aici voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și un nou picioruș scurt. Astfel vom face vârful frunzei și ne vom întoarce pe partea cealaltă, lucrând totul în același mod. Voi continua cu piciorușul alunecat. Picioruș scurt. Vedeți că nu este deloc greu, este foarte ușor. Și apoi vă voi arăta și frunza mică, cum se face și cum facem acele biluțe care decorează atât de frumos buchetele de flori în timpul iernii. Piciorul alunecat. Totul este foarte simplu, nu este deloc complicat. La frunzele pe care le-am pus pe lumânarea mică am folosit o altă nuanță de verde, după cum puteți să vă dați seama. Nu știu cât de mult denaturează camera culoarea, dar este un verde înspre cachiu, așa. Acesta este un verde mai intens. De aceea am vrut să fac a doua parte a acestui tutorial pentru a vă explica pas cu pas și modul în care se realizează frunza și cum vom face biluțele care ornamentează. Am ajuns aici unde facem un picioruș alunecat, iar în interiorul acelui ochi de lanț pe care l-am realizat vom intra și vom face, să intru în locul corect, dacă dorim, putem să facem codiță. Deci voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Și începând cu al doilea, mă voi întoarce în sus cu piciorușe scurte. Două. Trei. Patru piciorușe scurte. Voi intra din nou
aici, în același ochi de lanț, și voi face un piciorușa alunecat, după care voi tăia firul. Și voi închide lucrarea. Vedeți, aceasta este frunzulița, foarte ușor de realizat. Voi ascunde firul de desubt, acest capăt deja îl vom ascunde. Îl vom elimina. I-am oferit siguranță în momentul în care am lucrat partea a doua frunzei, iar aici voi încerca să ascund acest capăt de fir. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să îl coaseți, eu ascund cu croșetul, pentru că, așa cum am spus de foarte multe ori, lucrările mele sunt mai mult în mod demonstrativ. Vor ornamenta casa aici unde lucrez pentru Crăciun. În felul acesta eu am lucrat alte două frunzulițe, însă fără codiță, pe care apoi, dorind, le voi coase în felul acesta. Și voi forma ca un mic suport pe care voi așeza această lumânare. Dar haideți acum să facem acele biluțe roșii de care vă vorbeam, dar mai întâi să vă arăt frunza mică, să nu uit. Făceam din nou o greșeală și trebuia să mă întorc. Haideți să vă arăt cum se face și frunza mică. Procedeul este de fapt același. Voi face un prim ochi de lanț. Așa. Acum voi face un număr de 8 ochiuri de lanț. Doar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Începând cu cel de-al doilea, voi face un picioruș alunecat, un picioruș scurt în următorul, 3 piciorușe duble, 3 jumătăți de picioruș dublu, scuzați, 1, oboseală aș spune cuvântul, 2, 3 jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt, un picioruș alunecat, 'Aici, în ultimul ochi de lanț, care de fapt era primul cu care am început, voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț și din nou un picioruș scurt. După care mă voi întoarce pe această parte și voi face un picioruș alunecat și voi ascunde și firul în același timp. Piciorușa alunecat,
piciorul scurt. Sper ca mâine să fie, mâine de dimineață să fie internet, să pot încărca tutorialele. Mâine aici vor fi votări și cred că liniile vor fi încărcate. Acum voi continua cu 3 jumătăți de picioruș dublu. 3. În curând, cred că în jur de 2 săptămâni, dacă totul merge bine, voi avea internet fără limite. Un picioruș scurt acum. Un picioruș alunecat. Am reușit să găsesc o firmă și dar durează în jur de 2 săptămâni până când îmi vor instala internetul. Acum voi face în ochiul de lanț pe care l-am făcut, voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț și din nou un picioruș scurt în interiorul aceluiași ochi. În momentul în care voi avea internet ilimitat, pentru că acum mă folosesc de internetul care l-am pe telefon, care este foarte, foarte puțin, voi face din nou un picioruș alunecat, un picioruș scurt și 3 jumătăți de picioruș. Vă spuneam că în momentul în care voi avea internet 3 jumătăți de picioruș dublu. 1, 2, 3. Voi continua din nou cu un picioruș scurt. Vă vorbeam de internet. Când voi avea internet fără limite, voi putea să editez cum trebuie toate aceste tutoriale. Un picioruș alunecat și am ajuns din nou în vârf, aici unde am făcut acel ochi de lanț și voi face un picioruș scurt, după care voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Începând cu cel de-al doilea, mă voi întoarce în sus cu piciorușe. Nu, scuzați-mă. Se vede că sunt foarte obosită. Deci am făcut un picioruș scurt, un ochi de lanț și din nou un picioruș scurt. Acum voi face piciorușul alunecat. Scuzați, așa cum vă spuneam, sunt foarte obosită după o zi de muncă. Un picioruș scurt. Uitam partea cea mai importantă. 2 ochiuri de lanț și din nou un picioruș scurt în interiorul aceluiași picioruș. În următorul voi face un picioruș alunecat. Practic vom repeta aceeași secvența pe care am făcut-o la cealaltă frunză. Un picioruș scurt, 2 ochiuri de lanț, un nou picioruș scurt în același picioruș. Continuăm cu piciorușul alunecat. De aceea am spus de foarte multe ori, admir doamnele care fac tutoriale, pentru că știu cât este
de lucru și, așa cum vedeți, eu mi răpesc din timpul de odihnă pentru a reuși să fac tutorialele, dar aceasta nu este o problemă, mie îmi place să lucrez, însă uneori sunt, așa cum în seara aceasta, sunt foarte obosită și fac mici greșeli. Care sper că le veți scuza, nu veți fi foarte critice cu mine. Am ajuns aici unde este ochiul de lanț, voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și în același ochi de lanț voi face al doilea picioruș scurt. Voi continua pe partea cealaltă, lucrând exact aceleași secvențe. Piciorul alunecat, piciorul scurt, două ochiuri de lanț. Dacă doriți să iasă mai mică frunza, așa cum aici de pe lumânarea mică, puteți să lucrați cu croșetul numărul 2. Dacă doriți un pic mai mare, așa cum o fac în acest moment, veți folosi acest croșet, numărul 3 și jumătate. 2. De nu făceam o gafă. Se întâmplă și mie să greșesc, să nu credeți că sunt perfectă. Nici nu vreau să fiu perfectă, pentru că ar fi imposibil. Aici voi face, cum ați văzut, doar 4 ochiuri de lanț, pentru că frunza este mai mică. Și mă voi întoarce în sus, începând cu cel de-al doilea. Și cel de-al treilea piciorul scurt, după care voi închide aici în piciorușul alunecat pe care l-am făcut în rândul anterior. Voi scurta firul și voi încheia frunzulița. Vedeți? Acum voi ascunde acest capăt de fir. Îl voi ascunde dedesubt. Scurta.
lucrând astfel două frunzulițe și unindu-le între ele, putem face acest tip de ornament care ați văzut aici. Eu vă voi arăta cum se face biluța roșie. Voi da deoparte aceste croșete, iar apoi voi veni cu completările de care vom avea nevoie. Sunt foarte ușor de realizat acele biluțe. Am luat croșetul numărul 1, firul de macrame numărul 5, voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Acum este foarte micuț firul comparativ cu celălalt, care deja m-am obișnuit. 1. Dacă doriți să le faceți mai mari, puteți să faceți cu firul mai gros. 4. Și cel de-al șaselea. Veți vedea ce imediat se lucrează. Voi închide cercul magic. Acest capăt de fir va rămâne aici în interior, pentru că vom avea nevoie, și apoi vom lucra un fir alunecat cu care vom închide cercul magic, pe care voi face un picioruș scurt, în următorul o mulțire, un picioruș scurt, o nouă mulțire, din nou un picioruș scurt, și acum voi face ultima mulțire. După care voi continua lucrând un rând de piciorușe așa cum se găsesc, fără mulțiri, fără nimic. Un rând de piciorușe normal. 1. 2. Vor fi 9 în total.
vor fi 9. E 12, 10, 11 și ultimul. Așa. Voi trage firul în felul acesta. Voi trage bine firul cu care am închis cercul magic. Voi scurta acest fir, dar voi lăsa o bucată mai lungă, pentru că va fi nevoie să coasem. Voi închide aici. Felul acesta. Acest capăt de fir îl vom pune înăuntru. Dacă veți lucra cu un fir mai gros și va fi nevoie, puteți să puneți un pic de umplutură de melană. Pentru mine, cu acest fir este de ajuns ceea ce am. Iar acum voi coase. Sper să-mi intre din prima firul în ac. Întrerup un pic filmarea. Am pus firul în ac și acum în partea exterioară a fiecărui picioruș voi intra cu acul. Și vom coase. Deci doar prima jumătate din exterior o vom lua. Acum, cu siguranță, mâine Sido mă va chema și mă va certa, va spune din nou: ești obosită? Ea așa îmi face, mă ceartă. Deci așa vom intra de jur împrejur. Pentru a reuși să închidem această biluță. Între timp, eu am unit între ele cele trei frunze mari pe care le-am lucrat. Și v-am arătat și modul în care se execută și frunza mică, dacă doriți să lucrați așa. Acum am ajuns la capăt aici. Voi trage bine firul, vedeți? Trăgând firul, am format această biluță. Acum eu voi închide biluța, deci în ultimul ochi unde am închis lucrarea, voi intra. Ia uitați-vă, vedeți că e exact o biluță, așa, și voi ascunde firul undeva. Mai întâi voi încerca să fac un nod, pentru a nu se desface, nu este niciun pericol.
am realizat și aceste biluțe. Așa cum v-am spus, între timp eu am... Ia uitați-vă. Perfecte. Am unit între ele cele trei frunze. Pentru cine pare foarte greu de făcut aceste biluțe, așa cum vă spuneam, puteți folosi mărgeluțe, cum am folosit eu aici. Acum, tehnica în care se lucrează lumânările, dumneavoastră ați văzut-o deja. Uitați că mi se agață aici. Așa, eu, în felul acesta, aș dori să le prezint. Iar aici, pe frunza din mijloc, voi atașa aceste trei biluțe cu lipiciul lichid. Pentru a da un aspect cât mai atrăgător lucrării noastre, între timp le-am lucrat și acestea. Cam tremură mâinile, vă rog să mă scuzați. Uitați-vă. Acesta. Eu lumânările mari le voi lăsa în acest mod, pentru că să vin în acest moment să mai adaug ceva pe ele ar fi prea încărcat. Am vrut să vă arăt și modul în care se lucrează frunza mică. Așa cum vă spuneam, dacă o doriți de dimensiuni mai mici, puteți să o lucrați cu croșetul numărul 2, cu care am lucrat și lumânarea. Acestea sunt lucrate cu croșetul numărul 2. Dacă doriți, puteți renunța la frunză, la codiță, scuzați, să nu vă încurce în modul în care să puteți aranja pe lumânare frunzulițele. Și așa cum vă spuneam, eu acelea le-am lucrat cu croșetul numărul 2, de aceea sunt mai micuțe. Modelul este cel pe care eu l-am lucrat pentru dumneavoastră. Eu sper mult să vă placă ceea ce am realizat. Vreau să mulțumesc din suflet tuturor noilor înscriși pe canalul de YouTube. Din nou cer scuze pentru calitatea tutorialelor. Voi trimite fotografiile la editorul pe care l-am găsit, care apoi le va pune pozele, miniaturile pe canal. Între timp eu voi încărca tutorialele în modul în care se găsesc. Așa cum spuneam, vreau să vă mulțumesc celor nou înscriși pe canalul meu de YouTube și în momentul în care voi avea într-adevăr tot ceea ce am nevoie, deci îmi lipsește acum foarte mult conexiunea și numărul de giga ca să pot lucra cum vreau eu tutorialele, vă rog să iertați calitatea acestora, dar apoi veți vedea că totul se va transforma în bine, vor fi adevărate tutoriale. Eu din nou vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș, aștept dacă v-a plăcut un like din partea dumneavoastră, un comentariu, acestea mă ajută foarte mult să merg mai departe cu canalul de YouTube. Susținerea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi, toate doamnele care din spatele camerei facem aceste tutoriale. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez. Acestea vor veni pe YouTube duminică dimineață. Eu vă urez de acum
o duminică binecuvântată, multă sănătate tuturor și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere!